Salut și bine v-am regăsit! Astăzi vom lucra un clopoțel pentru brad. Am lucrat unul verde și unul în culorile Crăciunului. I-am pus în interior un moț. Să vedeți, este foarte ușor de lucrat. Astăzi vom lucra unul roșu. Pentru acest clopoțel avem nevoie de croșetă. Eu voi folosi una mai mică decât corespunde. Voi lucra cu o ață de 4, dar croșeta va fi de 3, un ac, un moț, al meu e roșu, că voi lucra clopoțelul roșu, și o foarfecă. Lăsăm un capăt mai lung și începem cu 5 ochiuri de lanț. Doi, cinci. Încheiem ca să formăm un cerculeț. Încheiem printr-un picioruș prin alunecare. Iar acum, în interiorul inelului, vom lucra grupuri de câte 2 piciorușe mari și un ochi de lanț, separate cu un ochi de lanț, și vom lucra 6 grupuri. 2 piciorușe mari, un ochi de lanț. Și așa până vom avea 6 grupuri. Eu am 3 acum. Patrulea. Și al șaselea. Facem un cheie printr-un picioruș prin alunecare. Iar acum ne deplasăm cu piciorușe prin alunecare până în primul spațiu. În primul spațiu facem 3 ochiuri de lanț, un picioruș mare un ochi de lanț și încă 2 piciorușe mari în același spațiu. Practic vom lucra în fiecare spațiu, vom face câte 2 piciorușe mari despărțite de un ochi de lanț și încă 2 piciorușe mari. Vom forma grupuri. Continuăm așa până la sfârșitul rândului. 2 piciorușe mari, un ochi de lanț și încă 2 piciorușe mari în același loc. În fiecare spațiu vom face la fel până la sfârșitul rândului. Încheiem cu un picioruș prin alunecare. Ne deplasăm până în primul spațiu cu piciorușe prin alunecare. Iar acum rândul 3, 4 și 5 îl vom lucra la fel. 2 piciorușe mari, un ochi de lanț și încă 2 piciorușe mari în același loc. Sărim direct în spațiul dintre cele 2 piciorușe și facem cele 2 piciorușe mari, un ochi de lanț și încă 2 piciorușe mari. Acesta este rândul 3. Și vom lucra rândul 3, 4 și 5 la fel. Finalizăm cu, încheiem cu piciorul prin alunecare, ne deplasăm până în primul spațiu cu piciorușe prin alunecare și continuăm așa. Și ne vedem la rândul 6 ca să vă arăt cum finalizăm clopoțelul.
Am terminat cel de-al cincilea rând, finalizez prin piciorul și prin alunecare, mă deplasez în interiorul celor două piciorușe, iar aici vom face 8 piciorușe mari în același spațiu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Iar aici, între cele două, aici vom face un picioruș dublu, scurt. Și din nou, în interiorul acestui spațiu dintre un picioruș, unde am făcut un picioruș, aici vom face iar 8 piciorușe mari. Deci vom face câte 8 piciorușe mari, iar aici între ele vom face un picioruș scurt, dublu. Și continuăm așa până la sfârșitul rândului. Acesta este ultimul rând. Am terminat, am finalizat cu un picioruș prin alunecare, am ascuns capătul de ață. Acum ața care v-am zis la început să lăsăm mai lungă, am adus-o aici pe fața clopoțelului cu ajutorul unui ac. Voi forma agățătorul. Voi închide un pic inelul acesta magic cu care am pornit ca să fie un pic mai strâns. Cum voi forma agățătorul, cam cât de lung. Am zis să lăsăm capătul ăsta mai lung ca să fie mai ușor să lucrăm cu el. Cam atât. Iar acum capătul care a rămas îl bag înapoi în interiorul clopoțelului și îl voi folosi ca să agăț acest moț. Gata clopoțelul, tăiem mața. Acesta este clopoțelul. Verde. Sunt foarte drăguți. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul meu. Și ne vedem curând cu noi proiecte de Crăciun.